Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre marșul familiei, despre familia ca... Da, și, doamne... Încă o dată... Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre marșul familiei. Salut prezența în studio a domnului Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației, culturii și cercetării, al președintelui Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Și părintele Ghenadie Valuță, Hristos a înviat, bine ați venit la emisiunea noastră. Adevărat a înviat, bine v-am regăsit. Domnule Popovici, ziceam că marșul familiei urmează să se desfășoare la Chișinău. Ce acțiuni urmează să întreprindem, de fapt, președinția propriu-zis, în colaborare cu alte instituții ale statului? Sub egida șefului statului vor fi organizate un șir de acțiuni, nu numai în Chișinău, ci și în alte localități ale Republicii Moldova. De exemplu, pe data de 12 mai va avea loc Festivalul Familiei la Cumrat. Pe data de 13 mai un astfel de eveniment se va petrece la Bălți și pe data de 15 mai, când marcăm Ziua Internațională a Familiei, va avea loc o astfel de activitate la Chișinău, care presupune întruniri de masă, va fi prezent un număr considerabil al cetățenilor Republicii Moldova, acțiuni cu participarea copiilor, maturilor, etc. Iar pe data de 21 mai la Chișinău va veni unul din reprezentanții Organizației Internaționale pentru Familie din Statele Unite ale Americii, Brian Brown, care se va afla în țara noastră în vederea pregătirii unui eveniment foarte important care se va desfășura la 14-16 septembrie în premieră în Republica Moldova și anume va avea loc Congresul Mondial a Familiilor, un for destul de reprezentativ la care vor participa 2000 de reprezentanți din peste 50 de țări ale lumii. Aceste evenimente se înscriu în programul promovării valorilor tradiționale, familiei tradiționale, în contextul soluționării unui șir de probleme cu care se ciocnește Republica Moldova la etapa actuală. Sunt probleme de ordin demografic, sunt probleme de ordin social, adică este nevoie de sensibilizat opinia publică și guvernanții referitor la problemele cu care se ciocnesc familiile noastre, deoarece statisticile din ultimul timp ne indică că la acest capitol sunt mari probleme. Cred că o să vorbim pe parcursul emisiunii. Părinte, știu că de ani buni, mai întâi în calitate de activist civic, după aceea în calitate de reprezentant al clerului, ați venit întotdeauna într-o susținere astfel de manifestări și în susținerea ceea ce se numește familie tradițională. Cât de necesară găsiți acțiunile de genul Marșul Familiei, organizat în data de 12 mai? Și în același context vreau să vă întreb, clerul va fi prezent la această manifestare pe întreg teritoriul Republicii Moldova? Cred că este o obligație morală să fie clerul prezent și biserica trebuie să fie inițiatoarea și sperăm noi să fie și este a tuturor activităților pro-viață, pro-familie, pro-credință. Pentru că în situația în care peste noi invadează foarte multe, așa zise, valori homoliberale, adică intoxificate de această libertate sodomită, dictată sub forma legii de către forțe oculte apusene, noi la noi acasă, ca niște cetățeni conștiincioși, nu beți de indiferență, trebuie să luăm măsură de mobilizare spre rezistență și îndepărtare. Pentru că
Dacă noi nu vom face activitățile acestea, cum a spus, de sensibilizare, non-valorile sau așa zisele vicii, nu ca așa zis, într-adevăr, vicii apocaliptice se vor încuiba în societatea noastră și de la minoritate, treptat, ei psihologic vor dobândi o aprobare majoritară. Așa s-a făcut și în Occident, prin spalarea creierului, prin mijloacele media, traininguri, activități. Și una dintre cele mai provocatoare activități este și marșul LGBT. Și atunci, de ce noi n-am putea să facem ceva frumos și să contracărăm prin acțiunile pozitive și astfel n-ar trebui noi să ne înjosim și să ne confruntăm? Adică, altfel spus, când vrei să dezrădăcinezi un viciu, compensează-l sau mai bine substituie-l cu niște virtuți. Și atunci virtuțile cel devine o bună practică și viciul la sine moare. Și să vedeți cât noi timp am să fim dinamici, misionari, activi, biserica e vorba de suflete și e valoare morală. Și în primul rând trebuie să fie pe linia din tăi frontul. Când vine inamicul, armata cea fidelă și credincioasă, ea totdeauna se mobilizează, face exerciții de profilactică, atunci ei nu vor avea spațiu de manevră. Se vor înghesui acolo între București și, sau între Ismail și Pușkin. Dar să fiți atenți. Cum au început-o? Undeva pe la Rășcanovca, după ce au văzut că suntem puțini minoritari și pasivi, au venit la Bulevardul Vieru, iarăși au mai văzut așa, le mai dat armament moral, financiar și polițiști mai mult decât ei, au venit pe București. Dacă am stăcem, o să vii, dragii noștri, și în fața catedralei, și în școli, și în suflet la copiii noștri. Asta este o viroză cancerogenă, homosexualitatea asta, pe care dacă nu o luăm sub control, ne-am pierdut. Domnule Popovici, pe lângă aceste acțiuni la care făcea referire și părintele Ghenadie, haideți să vedem, cei care ne vizionează probabil se întreabă, haideți să palpăm acțiunile concrete care vor veni în vederea susținerii familiei tradiționale. Poate să ajungem în dimensiunea economică și până la cea moral-spirituală. Da, cu siguranță, în contextul ceea ce a spus părintele Văluță, vreau să menționez că forul acesta care va avea loc în septembrie, la acest for vor participa și reprezentanți de vază ai Bisericii Ortodoxe. Va fi prezent Patriarhul Rusiei Kiril și va fi reprezentat unul din reprezentanții conducerii Bisericii Catolice din Vatican. Avem confirmarea Preafericitului că ne onorează cu prezența? Din câte cunosc, da. Din câte cunosc, da, și respectiv, deoarece suntem o țară creștină, o țară ortodoxă, eu sunt sigur că biserica își va aduce o contribuție deosebită la realizarea acestor intenții. Cât privește dimensiunea despre care s-a menționat dumneavoastră cu caracter social-economic, legislativ, președintele astăzi a făcut o declarație prin care a menționat că în viitorul cel mai apropiat, adică în ajunul acestor evenimente, va fi lansate un șir de inițiative legislative. Inițiative legislative în ceea ce privește susținerea financiară, fiscală a familiilor din țara noastră. De asemenea, vor fi un șir de inițiative cu caracter social și un șir de inițiative care presupune implicarea societății în rezolvarea problemelor familiei și sensibilizării opiniei publice referitor la problemele cu care se cercnesc familiile în țara noastră, iar astfel de probleme sunt foarte mari. Ca urmare a proceselor din ultimul timp, ca urmare a unor politici sociale ineficiente, noi cunoaștem că un număr considerabil de familii din țara noastră s-au destrămat. Este determinat în primul rând de factorii social-economici, determinat de migrația masivă care s-a produs în ultimul timp. De asemenea, suntem cu toții și cunoaștem situația că în ultimul timp mulți copii au rămas fără tutela părinților direct, să spunem așa, adică au rămas în grija buneilor. De asemenea, statistica ne demonstrează că a crescut numărul divorțelor
divorțurilor și a crescut numărul copiilor care se nasc în afara căsătoriilor. De asemenea, este o problemă alarmantă, este creșterea pe parcursul timpului, în ultimii ani, a problemelor de ordin de sănătate, care au făcut ca tinerile familii să nu poată avea copii. Adică fertilitatea în rândul tinerilor a scăzut considerabil. Adică dacă să facem referință la aceleași date statistice, vedem că în anul ăsta, timp de un an, a scăzut undeva cu 7%, ajungându-se undeva la sub 60% din tineri care pot avea copii doar. De asemenea, în acest context se cer o politică de stat eficientă în domeniul ocrotirii sănătății, pentru că starea precară de sănătate duc nu numai la micșorarea numărului de copii care se nasc, dar și la calitatea sănătății acestor copii. Noi la președinție monitorizăm acest domeniu, conlucrăm cu mai multe instituții de medicale, personalități notorii în domeniul respectiv și constatăm că în ultimul timp se nasc copii cu anumite deficiențe de sănătate, care se datorează inclusiv problemelor de ordin social cu care se ciocnesc familiile care nasc acești copii. De aceea se cere un program complex, național, care să abordeze atât aspecte legislative, cât și aspecte economice, sociale, morale, educative, care să fie adresată familiei în țara noastră. Pentru că cea mai mare problemă la etapa actuală este situația cetățenilor noștri. Noi cunoaștem că în ultimii ani avem o tendință spre depopularea Republicii Moldova și dacă nu vor fi întreprinse măsuri, în special în ceea ce privește protejarea și susținerea familiei în țara noastră, noi riscăm ca până în anul 2035 să ne ciocnim cu probleme grave de ordin demografic și riscăm să pierdem cel puțin 1 milion de cetățeni, iar în perspectiva nu tare îndepărtată, noi putem să ne transformăm într-un teritoriu fără populație. Da. Părinte, cineva spunea că puteți fi asemănat cu Don Quixote, da? Care se luptă în continuă și ca să fac aici o tangență la această afirmație de ani buni, sunteți cel care participați, ziceam, la acest marș al familiei, dar sunteți într-o dispută continuă cu reprezentanții minorităților sexuale. Iată că ați fost chemat în instanțe de judecată, la un moment dat vi s-au cerut dispăgubiri atât morale cât și materiale, dacă cunosc bine. Până la urmă, iată acțiunile similare, acțiunile din 12 mai, după aceea urmează un marș organizat de comunitatea LGBT, vine într-un fel să limpezească aceste ape dintre populația creștin-ortodoxă, conform datelor care suntem 98%, și acești reprezentanți ai minorităților sexuale? Cum trebuie văzută? Din ce optică? Da, spuneți. Aș spune că ceea ce a spus și domnul Popovici, factorul moral-religios în special, este principalul pilon pe care se zidește și bunăstarea social-economică. Și iată ceea ce face biserica pentru suflet, a cărei continuitate este după cult, cultura și valorile, tocmai este această noțiune de sănătate moral-socială. Adică biserica, prin acest marș din 12 mai anul acesta și, în general, marșurile și activitățile familie publice, de fapt, sensibilizează sufletul ca oamenii să-și păstreze trezvie conștiinței și să aibă o percepție existențial-socială verticală, conform voii lui Dumnezeu. Să nu greșească, să nu păcătuiască și să nu accepte păcatul, cât de mic n-ar fi, ca virtute.
Pentru că orice păcate mari se formează din păcate mai multe mici. De asemenea, cu hărțuirea aceasta juridică a minorităților, desigur, da. Și acum sunt purtat prin judecăți pentru simplu fapt că am stropit cu aghiazmă. Și, traseul pe care au mers ei. Da, și ca în perioada sovietică îți agață niște iarlâcuri și aici la ei șmecherea e alta, tu trebuie să te justifici că presupunerea lor nu e așa. E absurditate întreagă, dar vreau să vă spun că prezența noastră a bisericii, dincolo de provocările lor, îi va anihila. Ei sunt acolo prezenți, ispita, unde nu suntem noi. Altfel spus, ei sunt un test care pe noi ne încearcă să ne vedem cât de maturi, cât de conștiincios. Un test de maturitate. Părinte, dar să vedem poate o altă latură. Iată, în Occident, la aceste manifestări sunt și minorii încadrați. Cu părere de bine, iau în ghilimele de rigoare, în Republica Moldova încă nu s-a ajuns la un asemenea, la o asemenea amploare încât minorii să ia parte. Dar ce se întâmplă cu drepturile copiilor și cât de sănătoase sunt aceste vlăstare pe care le creștem noi? Pentru că știu, duceți o educație sau sunteți foarte aproape de către tânăra generație. Cum percep ei? Atâta timp cât la noi se fac asemenea activități și la ele participă plinătatea divino-umană în tablou moldovnesc, ăsta e biserica și statul, mitropolitul, sinodul și președintele, și suntem foarte recunoscători pentru acest vis de demult de colaborare între biserică și stat, sub aspectul valorilor morale, educaționale. Deci atât timp cât va fi asta, lor greu le va fi să iasă din cordonul poliției. Cum noi vom merge pe linia de la 2009 până nu de mult a haosului și a tot felul de conflicte și, cum spune, în apa tulburii mai ușor să prinde peștele și să fură viitorul generației noastre, ei vor înflori. Ei vor înflori pe baza bolnăviciunii noastre. De aceea, ca Occident, particip și ambasadori, dar ce pe noi înflăcărează pe ai noștri? Nu ambasadori, dar Occidentul particip președinți și funcționari. Deci de sus este politică homoglobală pentru a dezarma culturile tradiționale, a ataca religiile autentice și de a îndobitoci, iertat de expresie, gândirea umană pentru mai ușor de condus această generație spre tot felul de manipulări. De aceea, copiii și implicarea lor asta, din contra, este o încălcare a dreptului, pentru că el încă nu este suficient de matur ca să-și decidă apartenența. Deci este o influență, este o manipulare. Și de aceea eu vă spun, dacă ne vom mobiliza, vom rezista. Dacă vom da dovadă de slăbiciune, ne vor înjosi. Nu, ideea care este că, fără îndoială, nu pot fi utilizați sau implicați copiii în anumite acțiuni publice care implică un anumit grad de risc, inclusiv pentru integritatea lor fizică. Așa cum nu pot fi implicați copiii în anumite acțiuni cu caracter politic sau de altă natură. Da. Noi ne aflăm într-o țară democratică, dar în același timp noi nu trebuie să uităm că pe parcursul a sute de ani s-a creat o anumită paradigmă, o anumită viziune. Noi avem o cultură, cultura aceasta noastră se bazează pe valorile creștin-ortodoxe. Aceste valori ne-au menținut pe noi ca neam pe parcursul a sute de ani. Domnule Popovici, ne-a permis să rezistăm mai multor riscuri, etc. Spuneți-mi, vă rog, noi din 2009, la perioada care a făcut referire și părintele, am devenit liberali pentru că eram dependenți de anumite fonduri europene, mijloace financiare, și atunci am adoptat un cadru legislativ care deseori intra în contradicție cu valorile moral-spirituale, sau a fost interesul unui clan politic, iau în ghilimele de rigoare? Legea antidiscriminării. Da, la ea și fac referire. Da, este această lege care a fost discutată pe larg în societate și mai mulți juriști, inclusiv cu notoritate, au menționat că aceasta a fost o lege inutilă. De ce este inutilă? Pentru că este Constituția Republicii Moldova și Constituția, prin articolul ei,
garantează drepturilor tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de apartenență etnică, lingvistică sau de altă natură. Deci a fost nevoie de adoptat această lege care a provocat anumite disensiuni în societate. Iarăși, de nou, sunt mai multe explicații și una din ele este totuși aceste influențe externe. Externe, așa numitele standarde sau dorință de a aliniat la așa numitele standarde care sunt departe de valorile, de principiile de noastre. Și chiar dacă a fost adoptat acest cadru normativ, noi vedem, inclusiv sondajele demonstrează că marea majoritate a populației Republicii Moldova continuă mai departe să se declare adepți ai valorilor tradiționale, modului de viață tradițional, etc. Pentru noi este cel mai important acum, este totuși soluționarea problemelor cu caracter juridic, cu caracter legislativ, mai bine spus, cu caracter economic, social, care să aibă ca scop consolidarea familiei tradiționale, care ar permite sporirea bunăstării familiilor noastre și atunci eu cred că noi vom putea rezolva mult mai multe probleme din societatea noastră. Cât privește aceste valori, influențe din exterior, ele vor fi inevitabile. Și, fără îndoială, noi vrem sau nu vrem, dar trebuie să ținem la ceea ce ne-a consolidat și ne-a menținut ca popor ani sau secole în șir și cred eu că aceste valori ne va permite să existăm. Dar aceste organizații internaționale au un scop ascuns, ca să fim foarte concreți, de a face bani, de a deține influență în zonă, nu mai știu. Sunt mai multe explicații, n-aș vrea să intru în detalii și în teorii de conspirație, dar vreau să spun că consider inoportun apelarea sau aplicarea unor acțiuni în Republica noastră care ar duce la tensionarea societății, la apariția anumitor disensiuni în interiorul nostru. Noi avem problemele noastre suficiente. Părinte, cei care ne vizionează la această oră vor zice că biserica este o instituție separată statului. Doar în cadrul acestei emisiuni și Sfinția voastră făceați referire la această colaborare între instituții. În ultimul timp, biserica s-a mai înviorat un pic prin participări la tot felul de acțiuni. Cum trebuie privită real biserica ca și instituție? E separată statului totalmente? Sau atunci când este vorba de viitorul nostru nemijlocit, poziția bisericii trebuie să fie una tranșantă, fără echivocuri? Eu am mai spus-o și vă spun și dumneavoastră, iarăși, biserica este separată, sub aspect decizional, dar nu izolată, sub aspect moral-social. Bă, mai mult ca atât, istoric milenar, biserica, adică sufletul, în fruntea cărui voia lui Dumnezeu a dirijat ordinea moral socială, adică viața pământească, pentru ca să meargă pe calea raiului, nu pe calea iadului. De aceea, îndepărtarea sau izolarea sau așa zisă separare sovietico-comunistă a bisericii de stat duce la prigonire. Și prigonirea asta, legile este ea, care mâine pe mâine aplicate vor fi o bâtă cu zâmbet pe față, dar destul de violentă. Și după prigonire urmează și externarea, deportarea, marginalizarea, tot felul de elemente de torturare, pentru că asta e tactica vicleană a necuratului. Ia uitați-vă noi, ce separați de stat, dar uitați-vă cum legea deja antidiscriminării, acea bombonică care nu prezintă nimic pericol, dați când primi milioane, miliarde de la Europa și viză, băi fraților, băi, vizi, uitați-vă, și avem probleme demografie, s-a scăpat moldovanul la pașapart biometrice și a scăzut popor. Bine, facem, dar noi ne gândim ce alt efect. Și ce s-a primit? Legea discriminării. Bine, latura socială, economică, rămâne discutat la latitudinea specialiștilor. Dar pentru noi, pentru biserică, suntem câțiva deja hărțuiți, episcop Marchel, domn Plugar, eu, domn președinte,
domnul Benedict, care pentru niște drepturi firești de a ne afirma atitudinea și în baza acestei legi, ei pe noi ne hărțuiesc. Stați puțin. Articolul ce prevede 2 din alineatul 3? Că nu atinge legea discriminării culturi religioase. Eu sunt partea culturii religioase. Care e problema? Și aici s-au ajuns la Curtea Constituțională cu aghiaspa asta și cu domnul Tănase. Păi, iată, în acest context vreau să vă zic că, pregătindu-mă pentru această emisiune, și din punct de vedere jurnalistic, am găsit de cuvință să cer și poziția comunității LGBT. Știți ce ne-au spus ei la telefon? Mi-au spus aproximativ următoarele. Noi suntem toleranți, noi acceptăm marșul familiei organizat în data de 12 mai la Chișinău, dar nu ar trebui să ne afecteze într-un fel pe noi, ceilalți care vom desfășura un alt marș, fiecare cu marșul lui. Să nu credeți că noi facem marșul acesta exact la comanda lor sau din cauza lor. Da? Noi ținând cont, nu la ei, ei sunt eticheta, la cele forțe colosale care stau în spatele lor și care au niște scopuri și niște potențiale destructive de conotație globală, și atunci noi doar cu puterea lui Hristos, prin fapte concrete, chiar și dacă sunt legi, suntem încătușați cu tot felul de legi anticristice, dar apelând la conștiința omului, la trezvia de a deosebi bine de rău, păcat de virtute, și prin acțiunile acestea noi ne salvăm pe perioadă de timp. Poate să facă ei câte marșuri vom face, cât vom face noi, ei nu prin rădăcină. Așa e lei. Da, și da, vreau, aici poate este nevoie de făcut o mică precizare, că marșul despre care am vorbit eu, pe data de 12, 13, pe data de 15, după aceea evenimentele din toamnă, acestea nu sunt dreptate împotriva cuiva, acestea sunt dreptate pentru consolidarea familiei tradiționale, pe de o parte, pe de altă parte, aceste evenimente sunt, au ca scop sensibilizarea, iarăși de nou, a opiniei publice, a guvernanțelor, referitor la problemele familiei care sunt în societatea noastră. Adică noi trebuie să rezolvăm problemele familiei din țara noastră. Trebuie să consolidăm familiile. Deoarece vrem noi sau nu vrem, dar familia reprezintă acel nucleu de bază a societății care ne permite nouă să existăm. În caz contrar, se produce o distrugere a societății, o dispariție a societății. Dar cum reacționează instituția prezidențială de faptul aceste acuzații pe care le aduc reprezentanții comunității LGBT? Pentru că, dacă ne aducem aminte, și în campania pentru prezidențiale, domnul Dodon era acuzat că, iată, are o poziție nu tocmai pe placul lor, și atunci, ca să fiu exact. Care e problema? Atunci ei sunt toleranți dacă spun lucrul respectiv. Eu cred că cei din organizația, comunitate, care ați menționat-o, de asta trebuie să rețină un moment, sau două momente. Primul moment, șeful statului este șeful sau președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova și conform cadrului normativ existent, conform cadrului constituțional, el apără interesele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Dar președintele, care orice alt cetățean, își are propriile viziuni, propriile opinii, propriile valori, da, așa cum le are orice cetățean al Republicii Moldova și are dreptul să și le expună. Punct. Referitor la ce s-a menționat, de ce biserica este implicată în astfel de acțiuni, cum ar fi meeting, marșul acesta pro-familie, este o tradiție firească, este un lucru firesc pentru societatea noastră și inclusiv din considerentul că biserica la etapa actuală, biserica ortodoxă, se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova. Adică de foarte mulți ani de zile, Biserica Ortodoxă, să spunem așa, este instituția care, în care cetățenii Republicii Moldova au cea mai mare încredere. Părinte, dacă nu mă înșeală memoria, noi avem aproximativ vreo 60 de culte înregistrate în Republica Moldova. De ce doar Biserica Ortodoxă ia o atitudine fermă în raport cu acești reprezentanți ai minorităților sexuale? De ce au luat apă în gură celelalte culte? Pentru că Biserica Ortodoxă, fundamentându-se pe adevăr, se simte la ea acasă și știe construcția și știe și obligația și ea, inconștient, își dă seama că răspunde de
viitorul acestei națiuni, viitorul acestui stat, viitorul acestui creștini. Dar acești pasageri care au venit și se duc odată cu cheltuielile granturilor, e clar că n-au conștiința responsabilității prezentului și viitorului. Și de ce, ia uitați-vă, câți activiști dintre cei care lătrau, scuzați de expresie, activ și programat, în, mai ales în 2009, 10, 11, 12, până nu de mult. Azi nici nu prea îi văd. Luau cu biciclete, cu provocări prin camere, cu provocări. Da, găsau scânteii de adevăr, dar o distorsionau și redau ce le convenea lor. De aceea, eu socot că Biserica Ortodoxă are și partea bună pe care o culegi din situația neplăcută. Și anume, de a ne implica mai activ, de a ne programa și de a realiza niște activități care devin o tradiție. Și Părinte, dar eu am o curiozitate. Iată, în parohia din Anii Noi pe care o reprezentați, spuneți-ne, vă rog, înainte de cununie, se fac lecții de catehizare sau o catehizare așa pe ansamblu a celor care urmează să primească această taină? Pentru a înțelege că ceea ce numim noi căsătoria nu constă doar conviețuirea a unui bărbat și a unei femei alături. Bine, puțin am sărit la o altă da. Temă dintre aceeași da. Tagmă, dar... Da. Da. Iar cum am și ideea din final, ne implică aceste probleme la realizarea unor programe care se transformă în tradiții și nasc tot felul de activități și contramăsuri de ordin profilactic. Da. Până acum erau și la noi, de exemplu, sunt. Dar aceasta trebuie să fie o generalizare. Nu poți să accepți la cununie pe cineva care nu este conștient de noțiunea de cununie și ce da. Urmează. Care spune. Și, de exemplu, multe biserici, de exemplu, în Episcopia de Ungheni, chestia aceasta este deja înrădăcinată. Și la noi, pe ansamblu metropoliei, cel de eparhii, se discută activ anume etapa aceasta a informării sau catehizării. Pentru că majoritatea problemelor și victimelor problemelor sunt din proastă informare sau non-informare. Se face teatru frumos, roche de mireasă, distracție, holubaș și cu aia se încheie conștiința. După aia merge responsabilitatea nerezistentă. De-aia biserica... Domnule Popovici, ziua de ieri, spre exemplu, ne-a oferit un exemplu elocvent, cel puțin în ochii presii, atunci când cei trei demnitari în stat, e vorba de premier, speaker și președinte, au mers cel puțin în unison, au depus flori, chiar dacă mesajul lor a fost un pic diferit. Unde vreau să ajung? În contextul actelor legislative și a proiectelor despre care ați menționat un pic mai devreme, s-a convenit ca să se meargă în unison și într-o vederea susținerii familiei? Avem certitudinea că aceste proiecte pe care le va depune domnul președinte vor trece cel puțin prima lectură pentru ca mai târziu să fie îmbunătățite? Sau este același efect, toate inițiativele parvenite din partea președinției sunt blocate? Cât privește ziua de ieri, da. Referiți probabil la evenimentele de la da. Memorialul Eternitate, da. Vreau să menționez că acest eveniment s-a petrecut datorită insistenței din partea șefului statului și anume, noastre cunoașteți că complexul Memorial Eternitate se află într-o situație deplorabilă și numai datorită insistențelor și din partea șefului statului a fost într-un timp record efectuate anumite reparații care au înlăturat pericole ce existau pentru persoanele care vizitau acest memorial. Cred eu că este un eveniment important, că și celelalți reprezentanții celorlalte ramuri ale puterii au conștientizat cât de important este acest memorial și cât de important este evenimentul ce ține de 9 mai. Și prezența lor la acest eveniment, alături de șeful statului, au demonstrat că conducerea Republicii Moldova, reprezentanții Guvernului, Parlamentului conștientizează importanța istorică a evenimentului de 9 mai și importanța comemorării acestei sărbători în Republica noastră. Cât privește inițiativele care vor fi lansate de șeful statului, eu vreau să cred că ele vor fi susținute, deoarece ar fi straniu ca unele inițiative ale șefului statului în ceea ce privește susținerea socială, economică a familiei
să nu fie susținută de către deputați sau de către guvern. Ar fi foarte straniu și eu exclud astfel de reacție neconstructivă din partea guvernului și a parlamentului. Dar nu putem să excludem că și vor fi și alte opinii sau poate vor contribui la îmbunătățirea acestor acte normative. Foarte mulți se întreabă cum susținem familiile tinere în special? Pentru că fiecare guvernare, fiecare parlament s-au lansat în tot felul de promisiuni care până la urmă au rămas doar pentru hârtie. Am vorbit astăzi de migrație, am vorbit astăzi de scăderea natalității. Există viabil ceva, iată, pentru anul următor, spre exemplu, pentru anul 2019. De la 1 ianuarie susținem tinerii specialiști pentru localitățile rurale, pentru că e catastrofă în medicină, în învățământ și așa mai departe. Eu nu sunt împuternicit astăzi să enunț aceste inițiative legislative care vor fi propuse de către șeful statului, dar vreau să spun în măsura sau cadrul emisiunii de astăzi că aceste inițiative au un scop de soluționare complexă a problemelor ce țin de familiile noastre. Se referă inclusiv la sfera fiscală, impozitare și multe alte chestii. Eu sunt sigur că odată cu adoptarea acestor inițiative legislative vor fi create condiții favorabile pentru existența familiilor, inclusiv a celor tineri, și vor fi create, va fi un stimulator în plus pentru ca familiile din Republica Moldova să-și dorească copii. Părinte, haideți să vedem. Vom avea acțiuni, spunea domnul Popovici, în trei orașe, vorba de Bălți, Comrat și Chișinău. Revin la ceea ce vă întrebam un pic mai devreme. Vom avea manifestări în aceste date susținute și de biserică în aceste trei localități sau vor fi izolate în anumite parohii? Eu deja pot să afirm cu certitudine despre faptul că între președinție sau între stat și biserică este o conlucrare și nu cred că biserica va fi absentă de la activitățile organizate de stat sau de președinție. De asemenea, asta este obligația noastră morală, cu atât mai mult că le face cineva din creștini și noi doar suntem invitați. Ba mai mult că putem să venim și cu aport, pentru că susținându-i astăzi, ne vor susține mâine și așa devenim un tot întreg, puternic și rezistent. Părinte, dar pe site-ul Mitropoliei am găsit informația potrivit căreia înalt preasfințitul Vladimir cere neadmiterea desfășurării marșului LGBT, s-a adresat cu o cerere la primărie. Ne puteți spune până la această oră a fost examinată această cerere, care este starea de lucru sau nu cunoaște lucrurile nu cred din interior? Nu cunosc, dar din anii precedenți nici nu cred că trebuie să așteptăm păcatului să se justifice sau cei care cumva tolerează sau îl susțin. Ori noi știm că primăria ar putea să facă anumiți pași, dar nu îi face. Bine, să fii cu demonul prieten până treci puntea nu e o logică sănătoasă. Dar vreau să vă spun că este de datoria noastră, datoria bisericii, ne învață Sfânta Evanghelie, vă învăță Matei, merge și mărturisiți, sămânați. Va înculți, nu va înculți, este de treaba lui Dumnezeu. Dacă noi vom tăcea, trădare vom făcea, păcat n-am avea dacă nu li va fi spus. Obligația noastră, fie legi, nu legi, cum n-ar fi și încercăm să noi să mărturisim lumina, adevărul, ca întunericul să nu se răspândească. Iar Mitropolitul a făcut o declarație care din start se cunoaște că va fi ignorată de forțele nesănătoase, spunem, de moral social la noi, dar pentru cei conștiincioși și în fața lui Dumnezeu, păcat n-am avea dacă nu s-a fi spus. Și de discriminare îmi vorbim și despre necesitatea anulării, chiar și dacă știm că nu-i majoritatea și ne spun la cine voi faceți voi zarva astăia, păcatul trebuie lăsat să... Cel mai mare grozăvenie când păcatul deja s-a încuibărit în inimă, nu în parlament sau în lege. Înțelegeți? Și iată la mitropolit această obligațiune morală este. Noi mai avem și pe
Masa Mitropoliei și un proiect pro-familie care așteptăm să fie maturizat și implementat, pentru că mai bună rețea ca biserica în societatea noastră moldovenească nu o are, pentru că parohia în fiecare sat, comunitatea, să înseamnă parohia biserică, cunoaște problemele, da. A implica comunitatea din jurul bisericii în problemele, mai ales de ordin familial, și mai ales a beneficia și de o colaborare cu statul, și aici ați deschid o foarte multe oportunități. Este, de fapt, un dar, o minune. De ce noi suntem în pragul unor așteptări serioase? Domnule Popovici, este cunoscută afirmația potrivit căreia ceea ce semănăm astăzi cu lege mâine. Pornind de la această afirmație, haideți să vedem sala de lucruri în școli. Este promovată familia în sensul ei clasic, în sensul bun al cuvântului, sau mai există pe alocuri tot felul de interpretări, de proiecte, precum a fost educație pentru viață și așa mai departe? Sistemul educațional din Republica Moldova se află într-o criză profundă. Mă refer nu numai la școli, ci și la instituțiile de învățământ superior. Cunoaștem declarațiile de ultimă oră, potrivit cărora se va recurge la anumite comasări în instituțiile de învățământ superior. Acest lucru se face din perspectiva economisirii anumitor surse, așa cum s-a făcut inclusiv și în cadrul închiderii școlilor din Republica Moldova, ca să nu cunoaștem până la moment câți bani s-au economisit. În condiții de când, de exemplu, în Republica Moldova, în ultimii ani, noi avem un număr mult mai mic la 1000 de locuitori de studenți decât în alte țări ale lumii. Cât privește întrebarea noastră, ea de asemenea se încadrează în șirul acestor probleme. La etapa actuală, în școli, cu părere de rău, se petrec un șir de evenimente și un șir de manifestări care depășesc inclusiv cadrul normativ. Mă refer la acțiuni cu caracter politic, care ele sunt inadmisibile în confruntate cu legislația în vigoare. Se desfășoară un șir de activități cu caracter antistatal, adică sunt îndreptate, sau în cadrul acestei evenimente sunt promovate ideile de lichidare a statului independent Republica Moldova, care de asemenea este inadmisibil. Și cu siguranță atestăm și unele manifestări, unele acțiuni care sunt sponsorizate din exterior, în baza anumitor proiecte, inclusiv internaționale, care promovează un șir de principii existențiale care intră în contradicție cu valorile noastre tradiționale. Dar cursul de educație morală-spirituală e prezent în toate instituțiile de învățământ? Nu. Nu. Care și e problema? Eu cred că aceste astfel de cursuri ele pot fi ținute doar după o expertizare serioasă și doar cu acceptul părinților. În următorii ani există premise reale de a fi inclus? Cred că în varianta existentă nu. Părinte, de ce? Noi avem opțională religia, dar noi vedem că în situația aceasta de criză financiară artificială, vreau să menționez că nu suntem săraci din prostie, ci din hoție, cu toate optimizările astea și finanțările per elev, ceea ce mai alaltă ieri era o indiferență, să spunem, în locuirile de ore, astăzi este o goană a profesorilor pentru a-și completa salariul și așa, care mic. Lasă de dorit. Și atunci, ei, când te mai văd și pe tine cu opționalele acestea, da. Nu știu cum să stranguleze posibilitatea a-ți rupe din tine. Și de aceea, deși avem bucuria opționalului, dar realizarea propriu-zisă este problematică. Și atunci, dacă și morala asta spirituală mai șchiopătează, dezvoltă o generație de roboți. Eu mă tem să mă gândesc cine așteaptă, dar nădejdea în Dumnezeu nu mă părăsește. Domnule Popovici, scurt, în 20 secunde. Totuși, cred că la acest capitol politicile educaționale în Republica Moldova în viitorul cel mai apropiat vor fi modificate și noi vom reveni la o școală care să pregătească cetățeni sănătoși, un cetățen demn de Republica Moldova. Cât privește evenimentele care vor fi
în data de 12, 13, 15 mai, eu mă adresez cetățenilor să participe la acest eveniment cât se poate de masiv, inclusiv la Comrat, inclusiv la Bălți, inclusiv la Chișinău. Noi suntem obligați să susținem familia. În caz contrar, noi vom dispărea și ca națiune, și ca popor, și ca populație în general. Domnule Popovici, eu vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, părinte, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a... Vă așteptăm la ora 10 la Ciufle pe 12 mai. Vă mulțumim. Pe această notă punem punct ediției de astăzi, Reflector Analitic. Hristos a înviat! Da.